Partea de abordare a cumulului pensie cu salariu se va face prin act normativ la nivel de lege. În primul rând, trebuie să spun că încasările statului încep să revină la normalul programat, deci instituțiile de stat au început să înțeleagă mai bine rolul. La acest moment în care avem această ordonanță, nu se impune să intervenim prin impozitare. Aceste lucruri, dacă vor fi de luat în discuție aplicată, se vor lua după ce statul își realizează atribuțiile și după ce se întâmplă ceea ce toți ne dorim. Digitalizarea instituțiilor statului, a transmis Adrian Căciu. De asemenea, Adrian Căciu a mai vorbit despre concluziile Băncii Mondiale privind pensiile speciale. Ministrul Finanțelor spune că este vorba de principii, în primul rând, care înseamnă echitate și justiție socială. Eu nu mă duc întotdeauna după modelul acesta care spune că o anumită abordare trebuie să-mi aducă un foarte mult prinos la bugetul de stat. E vorba de principii, în primul rând, care înseamnă echitate și justiție socială. Toată lumea, populația României, este destul de supărată pe faptul că există cetățeni care câștigă foarte mult și nu sunt cetățeni în zona privată. Din această perspectivă, nu o să comentez foarte puternic raportul Băncii Mondiale, nici nu e la noi în minister. Eu cred că amendamentul prins la Senat este unul corect. Aici este vorba despre ceea ce numim pensiile de serviciu și de cumulul de venituri la stat. Haideți să nu mai speculăm într-o altă zonă. Este vorba, și am mai spus, aș vrea să oprim aceste dute vino, să încercăm să ducem toate fricile într-o zonă privată. Statul are datoria, atât timp cât este plătit de cetățeni, să fie un stat suplu și să manifeste echilibru raportat la veniturile cetățenilor, a mai declarat Adrian Căciu.